Bine te-am găsit! Sunt Ana Maria Giol, iar acum îți prezint partea bună a săptămânii. De luna viitoare, programul Rabla va ajunge și la becuri. Persoanele care vor să le înlocuiască pe cele din casă cu unele economice vor primi de la stat 200 de lei. România va primi de la Uniunea Europeană 1,4 miliarde de euro pentru proiecte de independență energetică și combaterea sărăciei energetice. Banii vor fi folosiți pentru a ajuta categoriile defavorizate. România a fost premiată de 3 ori la cea mai importantă gală a culturii din Europa. Printre câștigători se numără arhitectul Virgil Scripcaru, care a construit o columnă dedicată marelui sportiv Ivan Pațaichin. Poșta Română a început să distribuie la domiciliu primele brățări care vin în ajutorul persoanelor vârstnice. Prin simpla apăsare a unui buton roșu, acestea pot primi asistență personalizată sau ajutor în situații de urgență. Naționala de handbal feminin a României a învins Spania la Bistrița și a câștigat trofeul Carpați. În cele 3 zile de competiție, fetele au mai obținut un egal cu Austria și o victorie cu Serbia. Atât pentru azi, să ne revedem cu bine cu știrile care îți fac ziua mai bună!